8 dintre teii de pe Bulevardul Lăpușneanu au fost puși la pământ de puterea drujbelor. Administrația locală a transmis astăzi că aceștia ar fi reprezentat un pericol și au fost tăiați pentru că, citez, era un pericol iminent de prăbușire. Reprezentanții ONG-ului Baricada Verde spun că în această situație s-ar fi ajuns din cauza toaletării excesive a arborilor. Într-un video postat în urmă cu câteva zile, unul dintre membrii organizației declara că teii de pe Lăpușneanu ar fi fost toaletați irresponsabil și că nu își mai pot reveni. Iată, după ce au toaletat, în ce hal i-au omorât, am atras atenția primăriei, cei de la mediu, și toți spuneau că își revin. Iată dovada, o avem în 2024, că nu și-au mai revenit. Administrația locală a transmis tot astăzi că în locul teilor tăiați vor fi plantați alți copaci. Citez din nou, municipalitatea corelează activitatea de tăiere a arborilor în declin vegetativ sau uscați cu programul de plantare arbori anual în vederea regenerării vegetației. Plantarea puieților de arbori se execută în zonele deficitare în vegetație arbicolă sau acolo unde amplasamentul permite. Am încheiat citatul.